faci, mă, tată? Dormi sau ți rău? Porci, porci spar gardul, sporci. Ce porci? Ce gard? Tu l-ai, doamne, ce coșmar am avut. Mă, tată, recunoști că ești obosit. Ca să știi. Avem noi o soluție. Să nu-mi spui. Diana, vii cu mine la sapă. Paulica, te știe mâine la șapte cel târziu, suntem în braz de la casă. Nu, mă tată, de când ai mai fost într-un concediu, într-o vacanță, într-un weekend, undeva? Cam de mult, cam, cam de când erați voi mici. Da, v-am și dus în locuri faine. Da, la Tășnat. Păi dacă n-am avut bani de prahova. Am căzut în cap de pe hintă și mi a spart capul și am stat șase din șapte zile în casă. Da, dar m-am revanșat anul următor și v-am dus la băile Felix. Dar ia zice cel lango e ce fain erau acolo și ieftin. Cum să uitate dacă eu de atunci am început să mă îngraș? Dacă ar v-am dus să cunoașteți frumusețile patriei, nu ca alți părinți. Da, am fost la Runcuta, Doda Pili și Zimbo. Da. Mă, tată, fii atent, am o idee. Ar trebui să mergi într-o vacanță din asta exotică, uite, în Egipt, în Hurgada, să mergi la mare, la... Aha, mulțumesc frumos de așa cadou. Tare grijului sunteți cu mine. La mare în Egipt, să mă mânce rechino. Luăm un charter și mergem în Halkidiki. Păulică, dragă, eu de liniște am nevoie, nu de charter. Mă, tată, avion adică. Eu în avion nici mort. Nici mort, ne ducem cu autobuzul. Așa da, în concediu, din 7-8 zile, 3-4 stăm pe autobuz, dar vedem peisaje, mai mâncăm sandvișuri, mai stăm de vorbă cu unul cu altul, mai drojdim ceva. Nu, no, așa da. Atunci îl ducem la Ghiulo, că e mai aproape și e multă verdeață. Aha. Loc luminat, locul verdeață, de unde a dispărut durerea și întristarea. Bun, Bun, să zicem că aș veni cu voi în excursie. Yeee! Yeah! Dar cu cine las eu animalele din bătătură? Cu orice cu cine. Exclus. Odată am mai fost plecat când l-am înscris pe frate, tot la facultate. Și am zis să aibă grijă și o zis că are grijă. Și pe când am venit Sara, nu mai aveam nicio găină. Da. O zis că le-a dus vulpea. Și a doua zi dimineață, cocoșul meu cânta pe gardul lui. Nu mai, lasă-mă cu corcile. Am da, mă, tata, ta ești zgârcit! Nu poți să pui și tu un ban să mergi să te simți bine. Dar chiar așa, cât bani ai pus deoparte? Pi, am strâns. Vreo 5 mi-am strâns. Euro? De euro, de lei. Că trebuie de o factură, de un medicament, să fac gros de lemne, de alea grose, butucănoase, uscate de atât ca să am la cazan. A, ah, păi fii atent. Atunci dacă na, tot nu vrei să mergi, poți să ne dai nouă mii și noi îți trimitem poze și atunci e ca și când ai fost cu noi în vacanță, nu? Da, trimite mi poze cu noi. Așa e, mă. Așa e cel mai bine. Eu sunt Unde să mă mai duc? Duceți-vă voi și vizitați lumea că sunteți tineri. Nima, l-o prins soarele și pe păulică. Nu mai iau ca brânza. Eh, dragul tata. Dar pe el nu-i bronzatul ăla de lângă Dienuța. Ceva băștinaș din Zanzibar. Nu să vedem ce mi-a scris fata tati. Dragă tată, e tare frumos aici și ne pare rău că nu ești și tu cu noi. Ce copii buni Mâine te rugăm frumos să ne pui o mie de lei pe revolut. așa e măi, Nicolae. Tu strângi bani pentru mormântare și ăștia te îngropă de viu în datorii. La sapă, la căpălit, la muls, la... Fă bani, Nicule, fă bani!